Captură importantă pentru polițiștii reghineni. Oamenii legii au prins un infractor urmărit național. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, cu domiciliul în Reghin, era căutat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Bărbatul a fost reținut după o acțiune amplă a două echipaje Diaz și alte două de jandarmi în cartierul La Palina. În urma intervenției pe numele răufăcătorului, judecătoria Târgu Mureș a emis mandat de executare a pedepsei. Asta implică 7 ani de închisoare. Tânărul se află acum în arestul IPJ Mureș.